Astăzi îmi doresc să-mi fac un cadou singur mie, adică să iau cel puțin două cuțite. Este, cred că, cel mai frumos cadou pe care mi-l pot face la o vârstă care începe de la 38 de ani de acum încolo. Sunt funcționar public cu statut special, adică sunt agent de penitenciare. Fel și fel de oameni întâlnești și trebuie să te copoli la nivelul fiecăruia, să-l înțelegi pe fiecare, niciodată să nu pui suflet la ceea ce spune, să-i arăți că pui, dar să nu te implici emoțional. Munca, ce să zic, a devenit o rutină pentru mine. Astăzi am pregătit brioșe cu smeură, cu ganache de ciocolată albă. Ganache de ciocolată albă e ceva... Din cum scrie, nu l-am pregătit niciodată. Este pentru prima dată care o să-l fac aici. Se spune că se face cu frișcă, ciocolată albă, se lasă, se fierbe. Foarte multe. Foarte multe lucruri. Iasă o cremă foarte consistentă și foarte bună. Gramajul este foarte important de respectat. O să adaug 2-3 linguri de miere. M-am implicat în bucătăria asta după ce am divorțat de prima soție. Aveam chestiile foarte frumoase, să atrag fetele la mine prin o cină romantică, o clătită flambată. Și căsătorindu-mă, soția Cristina este foarte... îi place foarte mult cum gătesc spaghetele. Este frică un pic de acest ganache de ciocolată albă, dar vedem ce pot face din el. Soția mea, știind că mă uit la emisiune și gătesc foarte bine, m-a întrebat de ce nu merg la emisiune. La impulsul ei și al fiicei mele, Daria, care mi-a zis: tati, vreau să te duci la șef la cuțite, dar să te duci în echipa lui Chelioso ăla. Miroase tot platoua orezul lapte. Și cu portocală rasă deasupra. De unde orez cu lapte, frate? N-are nicio treabă. Nu e orez cu lapte. Hai că vedem. Hai să vezi. Vezi, mă? Bă, dar știam că e desert. Deci astea sunt exact pe plajă de la Miculas. Ce perspectivă. A, mă, băi, Cătăline, bă. Brioșe. Da. Nu e brioșe. Dar ce e brioșe? Cupcake. Chocolate chip cupcake. Sau muffin. Dar nu sunt, bă, cupcake. De unde e cupcake? Muffin. Aoi? Cupcake ești tu. Care este diferența dintre brioșe, cupcake sau muffin? Exact. Da, așa am zis și eu. Nici nu se aseamănă. Are gust de plăcintă cu vișine. Are gust de pan, nici pan de chec din ăla. Da, cu vișine, plăcintică, da. De aia cu vișine. E ceva între chec și plăcintă. Numai plăcintă visezi. Deci, dincolo de uși, este o domnișoară, fotomodel. E copil și să știi că în mintea lui aici erau ochii lui Broasca din Muppets. Kermit îl cheamă pe Broscoi. Așa, și Kermit, tu, ochii lui știi Kermit. Știi stunul de moșia de la balcon. Ochii lui Kermit erau verzi. N-a găsit de la verde. Era nervos, de-aia a pus zmeura roșie. Vezi, să nu uiți să spui că ne iubești. Mai ia, mai îndulcește-te, acritură, Gigi. Bă, Gigi, ești ca macru. Pam, 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 pam. Da. Aveam șanse să și ajung în Playboy, la cât de bine arăt la vârsta mea, pe care am făcut-o astăzi la 38 de ani, astăzi născut. Serios? Ai 38? Eu credeam, da, că ai 45, iartă-mă. Da, cum te numești? Valeriu Cristian Bărbuică, sunt din Târgu Jiu. Și ce faci tu în Târgu Jiu? Lucrez la pușcărie. Ce faci tu la pușcărie, măi omule? Am grijă de persoanele care săvârșesc infracțiuni. Dacă ar fi să mergi mai departe, din care pușcărie vrea să faci parte, lui Bodea, lui Dumitrescu sau lui Scărlătescu? Al lui Scărlătescu, al dumneavoastră. Care-i treaba? Cu mâncarea? Asta fac în timpul liber. Gătesc și pescuiesc. Atât. Și gătești și pescuiești? Da. Știu că mreană, șalău,